Ioan capitolul 3, începând cu versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul sufă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățător al lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum vă crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât în cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum s-a înălțat Moise, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea și eu în această dupămasă să spun din toată inima ca Dumnezeu Tatăl, Fiul și puterea Duhului Sfânt să fie slăvit și binecuvântat de acum și până în veci de veci. Amin. Mulțumesc Domnului că din nou sunt în Spania, e adevărat, călătorim mult, acum în Spania, cu după aia în România și invers, dar mulțumim Domnului că El este cu noi și ne poartă de grijă, ne călăuzește în călătoriile noastre și ne ocrotește. Vreau să spun că la venire încoace am văzut un accident în care o mașină a intrat frontal într-un tir. Și în momentul când m-am uitat cum arăta mașina aceea, e adevărat că noi am stat în spate vreo 40 de minute până am ajuns, era în fața noastră, la vreo 500 de metri și era coloană și din față și din spate. Când am ajuns în dreptul mașinii și am văzut grua că a venit să o ridice, m-am întrebat și am zis, da, oamenii aceștia, familia aceasta sau cei care erau, au plecat de acasă cu un scop, aveau o țintă să ajungă undeva, să-ți rezolve anumite cauze și nu cred că au mai ajuns, nu știam nimica, dar după cum arăta mașina, e de mirare. Și am zis, Dumnezeu este Cel care ne păzește, Dumnezeu este Cel care ne călăuzește, Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Și pentru faptul că în seara aceasta suntem în locul acesta, este datorită Lui că ne-a purtat de grijă până în ziua de astăzi. Și cu toții să zicem, lăudați să fie numele Lui, pentru că noi nu ieșim poate de acasă, din casă, afară, ca să nu se poate să ni se întâmple ceva, dar noi mergem cu credința că Dumnezeu este cu noi și El ne călăuzește și ne poartă de grijă. Aș vrea întâi de toate să vă aduc saluturile fraților din România și au transmis har, pace și binecuvântare și majoritatea fraților spune și ne spune să nu uităm, zice Maranata, Domnul vine. Venirea Domnului este atât de aproape și toți frații ne îndeamnă și zice, frate Mircea, spune-le fraților să se pregătească pentru că Domnul este gata să vină. Și ar fi bine să fim pregătiți în orice moment și Domnul să ne ajute. Și vreau să citesc și două versete, care le-am citit și vineri seara, din Levitic, capitolul 6, versetul 12 și 13. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul
să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Amin. Am dorit ca Domnul să lese ca în fiecare casă, în fiecare familie, focul rugăciunii, focul cuvântului, a dragostei față de cuvânt, de Evanghelie, să ardă necurmat, să ardă neîncetat și noi să fim aceia care să trăim o viață de pocăință, așteptând pe Domnul în fiecare zi. Cred că știți ce înseamnă aceasta, așteptând pe Domnul în fiecare zi. Am citit acest text în faptul că m-am uitat pe calendar când fratele Sami mi-a spus pentru seara aceasta și am zis, este un text binevenit. Faptul că urmează să fie și un botez nou testamental în biserica noastră, am zis, este binevenit și am vrea să înțelegem lucrul acesta și cuvântul și mesajul din seara aceasta, acesta care l-am citit din Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1, în care titlul spune Iisus și Nicodim. Și vedem aici un om, un fruntaș, versetul 1, care spune că era un fariseu cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Și îl vedem pe acesta, căci a venit la Iisus noaptea. Probabil datorită funcției lui, datorită poziției în care era, orică n-a avut timp ziua, orică a încercat să se ferească, ori știa că Iisus face ceva. Ce făcea Iisus noaptea? Se ruga. Probabil că știa și despre lucrul acesta, că se ruga undeva și a mers la el. Și în momentul când a mers la el, a mers interesat. Și a vrut să aibă o discuție cu el. Și în momentul când a ajuns la el, vedem în acest verset 2, în care el spune, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Îl vedem pe acest om în care el știa despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a început să facă când și-a început lucrarea mesianică. Vedem aici că înainte de aceasta, Domnul Iisus Hristos a fost chiar și la o nuntă în care, momentul când s-a terminat vinul, ce a făcut el, a poruncit celor care serviau să aducă niște vase cu ape să le umple și la urmă îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că se roagă și această apă este transformată în vin. Nu este o minune? Nu este un lucru mare? E foarte interesant dacă stai să te gândești. Ceea ce vreau să mai spun, îl vedem pe acest Iisus Hristos că în momentul când Ioan boteza, în capitolul 1, vedem aici că au fost trimiși la Ierusalim de niște preoți și leviți ca să întrebe pe Ioan dacă el este acela care îl așteaptă sau așteaptă pe un altul. Și îl vedem pe Ioan în momentul când este întrebat și a mărturisit, zice versetul 20 din capitolul 1 din Ioan, el a mărturisit și n-a tăgăduit că nu este el Hristosul. Și din nou a fost întrebat, dar cine ești? Zice, ești Ilie? Și el a zis, nu sunt, ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci iar l-au întrebat și au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-a trimis. Și întrebarea lor este, ce zici tu despre tine însuși? Și răspunsul lui Ioan este acesta. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau de partea fariseilor și i-au mai pus încă o întrebare, în care au zis, atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Vedem mărturisirea care o face Ioan despre Domnul Iisus Hristos în momentul când a fost și el întrebat despre lucrarea pe care o face. Mă gândeam și astăzi meditam la cuvântul acesta
Și parcă mi-am amintit în momentul când Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos noaptea. Îmi amintesc de niște vremuri când se făceau botezuri, usând erau persoane care se întorceau la Domnul și aveau dorința să fie botezați în apă. Dar faptul că așa erau vremurile și era interzis a să efectua botezuri, îmi amintesc de cineva care mărturisea și spunea: fraților, știți cum am fost eu botezat? Noaptea. Zice, am mers la râu și era încă iarnă, am spart gheața și acolo am fost botezat. Și n-am răcit, am fost acolo vreo 10-15 persoane. Se făcea un botez în care cerul și doar câțiva care efectuau botezul, datorită situației că era interzis și așa erau legile. Dar vedem că trăim niște vremuri foarte libere în care... Chiar și astăzi vorbeam cu unul dintre șefii mei și am spus, uite, urmează să fie un botez nou testamental la noi la biserică și pe data de 28, dacă nu greșesc, da? În care zic, avem și un spaniol care o să facă botezul și zic, te invit să vii și tu. Cunoști atâția români acela roda, atâția pocăiți, ai tangență cu ei, vorbești cu el și mi-a promis, mi-a zis așa, da, vreau să vin să văd. Sunt curios și aș vrea să spun, urmează această sărbătoare, să ne rugăm pentru ea. Știți de ce? Ca Dumnezeu să fie acela care să lucreze la inimile celor care se întorc la Domnul, ca să întărească, ca hotărârea lor să o țină până la capăt. Apoi cei care vor vedea, cei care vor auzi să înțeleagă, căci aceasta este o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a poruncit să o facem. Și vedem discuția pe care o avuse cu Nicodim, pentru că o să vedem mai jos din cuvântul pe care ne vorbește și în discuția care o are, este un pas foarte important. Eram în țară și am fost la un botez în apă și în mărturisirea care o făcea un păstor în momentul când a ajuns unul dintre candidați la botez, zice, vreau să vă spun despre fratele, respectiv Florin, nu știu numele, nu mi-amintesc numele care era, și zice, știți cum s-a întors la Domnul? Zice, el are un serviciu și în tot serviciul lui avea ocazie să citească Biblia și în momentul când a început să o citească, a devenit tot mai interesat de ea și a ajuns să o citească de 6 ori și a ajuns să înțeleagă că are obligația să facă un pas, care el nu l-a făcut până acum, care este pasul să se boteze în apă. Și a venit la biserică, știa că aici se face botezul, a luat legătura cu noi, a frecventat o perioadă biserica, am văzut umblarea lui, am văzut transformarea lui, am văzut cum cuvântul Domnului l-a transformat, l-a schimbat și el s-a pocăit. Și în felul acesta, el în ziua de astăzi, zice, încheie un legământ în apa botezului. Și am zis, ce minunat este lucrul acesta. Avem aici tineri care nu au încheiat un legământ în apa botezului și el îl cunosc pe Dumnezeu. Au fost duși la binecuvântare. Important este ca ei să înțeleagă și cei care s-au hotărât să încheie un legământ în apa botezului, pentru că este o nevoie și este o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a spus și a zis-o. Adevărat, versetul 5, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi mai departe spune, ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Îl vedem pe Nicodim în momentul când ajunge și stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos i-a spus în versetul 3 că adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și întrebarea lui Nicodim care este? Uitați-vă, versetul 4. Cum se poate, zice, naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecile maicii sale și să se nască? Îl vedem pe Nicodim în momentul când stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, ceea ce el înțelesese. El se gândea că probabil aceasta este ceea ce Domnul Iisus Hristos vorbește. Dar îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, căci la urmă îi explică și el înțelege lucrul acesta, pentru că îl vedem apoi la urmă pe Nicodim în momentul când Domnul Iisus Hristos ajunge să fie răstignit. Îl vedem pe el, cum el este cel care a mers, a luat mirul și i-a făcut ungerea Domnului Iisus Hristos și oricum a fost un om care a fost interesat despre mântuirea sufletului lui. Aceasta este menirea din seara noastră, din seara aceasta a venirii noastre în locul acesta. Am venit în locul acesta, ne-am rugat, am cântat și acum ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce înseamnă
că noi trebuie ca în fiecare zi să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că, așa cum am zis-o de multe ori și o zic și acum, cum un copil care îl hrănești, îl vezi că în fiecare zi crește. Mi-am aruncat puțin ochii peste tineri și parcă vă spun, am observat câțiva că parcă s-au mai maturizat. M-am uitat la un copil și mi s-a părut că nu l-am văzut de o perioadă, a mai crescut. Așa este omul, într-un simplu drum care îl avem de parcurs. Astăzi copii, mâine adolescenți, poi mâine tineri în toată floarea, după aia un om matur, după aia un om care după o vârstă parcă începi și mergi parcă nu în jos, tot în sus, dar ceea ce este important ca noi să înțelegem căci viața noastră este trecătoare și în toată această alergare a noastră să ne apropiem de Dumnezeu și Domnul să ne ajute la acest lucru. Ceea ce mai vreau să spun că Domnul Iisus Hristos, în toată discuția pe care o avuse cu Nicodim, îl vedem că chiar Domnul Iisus Hristos îi spune și îl întreabă în momentul când el nu înțelege ce se întâmplă, când el îi spune întrebarea, cum poate un om bătrân să se nască a doua oară? Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos atunci ce îi spune în versetul 10 și zice așa, Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturisirea noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Este adevărat că în Israel vedem că majoritatea evreilor făceau un botez și chiar îl vedem pe Ioan, la un moment dat când veneau să fie botezați în apă, le pune chiar întrebarea, pui de nepârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți întâi roade vrednice de pocăință și apoi veniți ca să fiți botezați. Mi-amintesc de un frate chiar și acum când erau la botez și am văzut două botezuri acum când am fost în țară, am fost la biserică, la una nici nu știam că este botez și în momentul când s-a făcut rugăciunea pentru candidați, știți care era rugăciunea? Rugăciunea era aceasta, Doamne, te rugăm ca acești frați care și surori care încheie un legământ astăzi cu tine în apa botezului, n-am dorit doar să intre în apă să fie udați, am dorit ca inima lor să fie transformată, ei să fie oamenii care să se pocăiască și să înțeleagă că în viața lor trebuie să fie produsă o transformare, o schimbare. Pentru că noi vedem, pentru că mulți care s-au întors la Domnul, parcă ai văzut o transformare. Mai calm, mai controlat, nu minciună, nu furt, trăiește un adevăr. Ceea ce vreau să vă spun și îi povesteam astăzi cuiva, pentru că se vorbea despre un frate, un prieten nepocăit și în ceea ce vorbea despre el, vorbea numai lucruri bune și frumoase. Și omul acesta avea niște calități care poate mai puțin le avem, ceea ce înseamnă ca bunătatea, adevărul, dreptatea și aș dori ca pe fiecare dintre noi să ne însoțească și cei care vor încheia un legământ în apa botezului, Domnul să-i ajute ca să fie cu adevărat o transformare în viața lor. Și ce este important? Să ia Evanghelia în fiecare zi, să o citească, să o citim cu toții. Și ce mai este important? Să ne rugăm de fiecare dată. Știți ce important este ca să avem o părtășie cu Domnul? Când stăm să ne gândim că noi aici pe pământul acesta avem ocazia de a ne alege veșnicia, ori cu Dumnezeu, ori în iazul de foc. Și pentru a ne alege veșnicia, pentru aceasta avem de dus o luptă. Dumnezeu ne-a pregătit niște fapte care trebuie să le facem în fiecare zi, să trăim în ele. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și îl vedem pe Iisus Hristos în continuare, că stând de vorbă cu Nicodim, ajunge din nou să îi spună chiar o lucrare pe care s-a întâmplat în vechime, pe vremea lui Moise. Pentru că în momentul când Dumnezeu îl caută pe Moise, Dumnezeu îl găsește pe Moise muncind.
Adică cum Moise muncind? Moise fiind la oi, normal că era la muncă. Și vedem că și majoritatea oamenilor Bibliei erau oameni care munceau, care activau, care fie că au fost oameni mai bogați, mai puțin bogați, dar întotdeauna au fost oameni harnici, dacă ne uităm la ei, dar cu frică de Dumnezeu, cu înțelepciune de la Dumnezeu. Și am dorit ca Domnul să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului, frații, surorile, familia, să fie niște frați harni, să fie niște frați bine gospodari, dar cu frică de Dumnezeu, cu dragoste de Dumnezeu, și să umblăm și să trăim în adevăr cu toții în fiecare zi. Pentru că îl vedem pe Moise în momentul când Domnul se apropie de el, ceea ce Dumnezeu când îl strigă, știți ce îi spune lui Moise? Aș vrea chiar să citesc. În Exod capitolul 3 zice așa: Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu i-a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Aș vrea să spun că îmi amintesc când am venit în Spania în anii 2001, 2002, 2003. În anii 2003, 2002, 2003 se făcea câte o mărturisire despre frații din Elce când ei s-au adunat la rugăciune. Și Dumnezeu a revărsat un așa har încât clădirea s-a văzut în flăcări. Și guardia din Elce și poliția care era în vremea aceea au văzut focul și flăcările care erau la clădire, exact ca și acest rug. Și când au ajuns acolo, focul nu ardea, doar se vedea, nu s-a întâmplat nimica, doar se vedea. Și când au intrat acolo înăuntru, în casa în care erau, în locul acela, era o grupare de frați care erau la rugăciune, erau la stăruință, se rugau. Dar în așa fel s-au rugat încât s-au văzut aceste flăcări peste clădire și au văzut oamenii de credincioși. Acesta este Dumnezeu. Aceasta o face El. Când El vrea să lucreze, El lucrează cum știe. Și l-am văzut pe Moise și Moise a fost trimis în acea vreme să meargă să scoată poporul evreu din Egipt și El a mers. Știm cum a trecut poporul egiptenii, cum a ajuns faraon să fie neascultător de cuvântul lui Moise și prin câte urgii a trecut, dar în momentul când la urmă a îngăduit poporului să iasă, îl vedem pe popor că era un popor care a trăit într-o țară unde totuși au fost destul de bine educați și au cunoscut destul de multe lucruri, cu toate că ei erau robi și munceau din greu. Și la un moment dat Dumnezeu, în călătoria pe care a făcut-o, așa de mult i-a însoțit și așa de multe minuni au făcut, încât le-a dat mană din cer, le-a dat carne, le-a dat pâine. Dar în alergarea lor, la un moment dat au început să cârtească împotriva lui Moise și erau nemulțumiți de lucrul acesta. Și vedem că Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim despre acest lucru și vreau să citesc despre ceea ce s-a întâmplat atunci. În Numeri, capitolul 21, cu versetul 4, șerpii înfocați. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Dacă stăm să ne gândim, au fost și ei oameni.
după ce au plecat de acolo și să primești tu mană din cer, să primești tu carne, să vezi mâna lui Dumnezeu către treceri prin Marea Roșie, să vezi atâtea lucruri. Și e adevărat, și ei, la un moment dat, mergând prin pustie, nu a fost ușor. Când stai să te gândești să mergi tu cu ce ai, cu familie, cu copii, cu bagajele care ai și mergeai pe drum, la un moment dat ei s-au plictisit, s-au urât. Și ce au făcut atunci? Au început să vorbească împotriva lui Moise și au început, versetul mai departe spune, și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Îl vedem pe Dumnezeu în momentul când poporul, după ce au văzut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, în urma cârtirii, zicem, ați înțeles, împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, Dumnezeu s-a supărat pe ei. Și vedem că ce-a făcut, zice, atunci Dumnezeu a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați. Am stat și m-am gândit, la fel cum suntem și noi ca și biserică, cunoaștem poate de multe ori lucrările lui Dumnezeu. Cei care sunt mai în vârstă se cunoaște și ați văzut lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut într-un mod miraculos. Și vedem pe Dumnezeu cum ne poartă de grijă în fiecare zi. Dar poate avem momente în care cădem în necredință, poate avem momente în care clefetim, poate avem momente în care vorbim lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, punem la îndoială puterea lui Dumnezeu, dar să înțelegem că Dumnezeu așteaptă de la noi să-i dăm slavă, să recunoaștem ca Dumnezeu, pentru că așa cum la un moment dat, când a văzut că acești oameni sunt nemulțumiți, i-a pedepsit. Și vedem încă ce moarte, ce pedeapsă, zice. Atunci Domnul a trimis împotriva lor niște șerpi înfocați. Când stai să te gândești că oamenii aceștia, văzând această lucrare, văzând ceea ce Dumnezeu face, văzându-L pe Dumnezeu cât de bun este, dar văzându-L pe Dumnezeu că este și un foc mistuitor. Și atunci vedem ce a făcut poporul. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Vedem pe Dumnezeu în momentul când vorbise cu Moise și văzuse poporul că păcătuise și Dumnezeu în momentul mâniei sale, totuși din nou acordă o șansă poporului și spune lui Moise, ia o prăjină, fă un șarpe și agață-l și spune-i poporului în momentul care va fi mușcat de șarpe să privească spre el și acela va trăi și nu va muri. Vedem că din momentul acela parcă Dumnezeu arată despre venirea Domnului și despre ceea ce Domnul Iisus Hristos se va întâmpla. Pentru că aceasta discută Domnul Iisus Hristos mai departe cu Nicodim în momentul când ajunge și vorbește despre aceasta, versetul 14, care spune din Ioan capitolul 3, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci vedem de când Dumnezeu a avut în vedere Iisus Hristos că El venind pe pământ, El deja începe să descopere această lucrare pe care El o are să sfârșească prin lucrarea sa mesianică, pentru că El pentru aceasta a venit, să-și dea viața pentru păcatele noastre, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și am dori ca Domnul să ne dăruiască fiecăruia această viață veșnică și Domnul să ne ajute fiecăruia să ne luptăm pentru ea ca să o dobândim. Este foarte important lucrul acesta. Și apoi versetul 16 mai departe zice așa Domnul Iisus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și versetul 17 spune așa, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea,
ci ca lumea să fie mântuită prin El. Am dori ca Domnul să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului. Așa cum am spus, urmează să fie un botez și vreau să spun că am vrea fiecare dintre noi să o luăm ca o activitate a Bisericii în care fiecare dintre noi putem să luăm parte. Am spus-o și la începutul anului, pentru că am zis, este anul 2017 și am vrea fiecare să ne gândim, oare am fost eu omul care, oricând am avut ocazie să vorbesc cuiva despre Dumnezeu, i-am vorbit? Oare eu, prin mine, prin mesajul pe care l-am adus, s-a întors vreo persoană la Domnul? Pentru că noi știm, aceasta este menirea noastră. Domnul Iisus Hristos, în momentul când s-a înălțat la cer, în Marcu 16, la Marea Trimitere, le-a spus ucenicilor, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Faptul că există și va exista acest botez, m-am gândit ce frumos ar fi să avem și în biserica noastră, e clar, să avem invitat spaniol, să fie și un mesaj în spaniolă, să fie și o cântare și ne rugăm Domnului ca El să-și facă lucrarea. Sămânța este semănată și eu vreau să spun, fiind poate un horticultor destul de avansat, zic eu de multe ori, și în practică am acumulat destul de multe cunoștințe și vreau să vă spun că auzeam odată o lucrare în care Dumnezeu vorbea că datorită păcatului Dumnezeu va aduce zile și vremuri când va pedepsi omenirea și chiar până acolo prin foamete. Și am stat și m-am gândit și am zis, prin foamete. Mă gândeam în Spania, la agricultura Spaniei, am zis, ăștia au climă, au clime diferite, au trei feluri de climă și am zis, bun, se seamănă și în piatră, se erbicidează, se dau chimicale, se dau îngrășăminte, sunt producții. După aia mă gândeam la România. România este o țară care în vechime era și acum este considerată și avem cel mai bun pământ în producție de cereale, pentru că avem și o climă și așa ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și la fel, dar gândeam, poate să vină și frig și vreau să vă spun simplu. Lucram în primăvara aceasta la podat, la Almendra și la un moment dat au înflorit toți pomii, atâta floare și atât de albi și toată lumea zicea, o să fie anul ăsta un an foarte productiv, pentru că anul trecut a fost în ungheț și îmi spunea unul dintre șefi, zice, mi-a spus un inginer că anul trecut dacă n-a avut fructe, anul acesta va avea foarte multe, pentru că a fost un pom care s-a odihnit și acum din nou produce. Și zice, sper să nu vină îngheț. Și m-am uitat, o singură noapte în care Dumnezeu a îngăduit puțin să coboare sub 0 grade și s-au dus. Ce simplu e. Noi zicem, avem. După aia vreau să vă spun altceva. Eram în Oradea și vinerea a fost o săptămână, și a venit un vânt și o furtună așa și o gheață, cât ouăle de porumbel. Și când m-am uitat pe jos, erau numai fructe ce erau căzute și am văzut căpșunile rupte, am văzut așa. Am zis, poate Dumnezeu să dea? Poate Dumnezeu să ia? Înțelegeți, pâinea o avem de la El, că El vrea. Pământul este același. Pentru că în vechime, fratele Gheorghe probabil știe mai bine, soția fratelui Gheorghe, sora de la Chintenar și poate alți frați mai în vârstă, poate nu era nici pâine la unele familii care să mănânce și știm și noi istoria și cunoaștem, probabil tinerii poate ar fi o istorie, n-aveau nici pâine părinții noștri, mălai și porumb și aceea curație și poate porcii erau mai puțin grași, se tăia puțin, așa, aveau legume, aveau tot, dar așa era vremurile. Dar de ce? Era același pământ, pământul n-a mai crescut și astăzi este supraîncărcat. Știți de ce? Dumnezeu a binecuvântat. Și vreau să vă mai spun încă un lucru, știința a ajuns atât de avansată, atât de înaltă. Și am învățat și am citit pentru că omul a ajuns până acolo să producă război climatic, să producă război geologic. N-am înțeles, am citit mai departe și am înțeles, adică cum? Omul a ajuns să poată să producă și gheață, să poată să producă și ploaie, să poată să trimită și căldură de acolo. Știți cum simplu? Așa cum fratele
Neluțu înregistrează acolo sau avem un telefon și sunt niște unde, telefonul funcționează, dar poate ajungi într-un loc în care nu ai semnal. Dar omenirea a ajuns atât de deșteaptă că poate să producă lucrul acesta. Sunt niște unde care apasă pe ele, aduce curentul de aer rece, aduce de la polul nord, aduce de la polul sud aer cald și se poate produce acestea. Când citeam aceasta am zis poftim și încă ceva, război geologic, n-am înțeles nici acesta, am citit despre el, simplu, se produce niște mișcări din astea tectonice de desubt și se produce cu tremur. Cine? Oamenii. De ce? Biblia se împlinește, știința va ajunge foarte avansată. De ce? Pentru că vine ziua și vremea când Domnul vine să-și ia mireasa și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că gura Domnului a vorbit odată. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos și vreau să mă apropiu de încheiere, căci stând de vorbă cu Nicodim, un om care a fost interesat, un om care s-a dus la el noaptea, fie că s-a dus, așa cum am spus-o la început, datorită serviciului, fie că s-a dus datorită faptului că a știut că Domnul este singur acolo la rugăciune și a zis el, profit de momentul că este singur și vreau să stau de vorbă cu el. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată discuția pe care o are, în momentul când vorbește cu el, dacă tu nu înțelegi lucrurile acestea pământești, că un act al botezului trebuie făcut, cum vei înțelege despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a promis și știa despre Duhul Sfânt care are să vină? Și îl vedem pe Nicodim că el înțelege și la un moment dat el se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat și a ajuns să fie un slujitor al său. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze încă o dată, spun, pe candidații care s-au hotărât să încheie o legământ în apa botezului, Domnul să pună dragoste în inimile lor, să rămână statornici și încă ceva, Dumnezeu să aducă și alte suflete la mântuire. Aici mai încape încă atâtea aproape scaune, în față, în spate și poate să încapă. Aici se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Aici este un loc ca și un spital unde venim să ne tratăm sufletele, venim să ne vindecăm sufletele. Aici dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care cântă, care fac o slujire și o lucrare, pe cei care predică, pe cei care vestesc Evanghelia. Și am dorit ca în locul acesta să știe că Dumnezeu este prezent, că El lucrează, că El dă putere, că aici în locul acesta noi creștem pentru mântuirea sufletelor noastre în fiecare zi. Sufletele noastre să primească hrană și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vreau să rămân la aceste cuvinte, așa cum am spus, în ideea și în dorința ca fiecare să activeze pentru acest botez, fratele Sami, nu se supără că zic aceste lucruri și îndemnuri și frații, și vreau să punem cu toți mâna, știți de ce? Să lucrăm la lărgirea împărăției, pentru că în momentul când tu ai un prieten, ai o prietenă și îi spui, uite, o să avem un botez, vino să vezi, și poți să-i spui și tu ai nevoie de aceasta și Domnul să lucreze, amin. Pentru că vorbeam cu Iosef din Albacete, în care el îmi spunea, frate Mir, să știi că în Albacete am deschis a treia biserică baptistă unde se întorc spaniola la Dumnezeu. A fost foarte greu începutul, mergem chiar și în pușcării, vestim și acolo Evanghelia, cântăm, zice, faceți și voi ceva, faceți și voi ceva. Și am zis, facem. Ce să facem? Ne rugăm, postim, vorbim. Este aici un loc unde suntem închiși atâția oameni care astăzi au sărbătorit o sărbătoare mare de-a lor. Cred că o numesc, știți mai bine și voi, și vreau să mă opresc. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să binecuvinteze biserica și frații. Amin.